thank you Doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Romi pentru România. Sunt Monica Cornea, iar astăzi vă invit să urmăriți o dezbatere sinceră și fără ocolișuri despre subiectele de actualitate din sfera sociopolitică, invitatul acestei ediții cu cărțile pe față fiind președintele Partidei Romilor, domnul Nicolae Păun. Bun găsit, domnule Păun, și uh, bine ați venit din nou în studioul nostru. Bună dimineața și bine v-am regăsit pe nouă an. Noul an, pe, pe noul an pentru prima dată în studioul nostru, așa cum ați promis. Promit că nu e pentru ultima dată. Cum ați pășit în anul 2024? Cu dreptul. Cu dreptul? Așa, așa sper să să continuăm. Aș fi vrut această discuție să fie într-o notă la fel de optimistă, însă vedeți, sunt probleme mai arzătoare despre care vom discuta astăzi și aș începe prin prin faptul că anul 2023, așa cum știm cu toții, s-a încheiat destul de eu știu într-o într -o notă destul de, de agitată, cu destul de multe proteste și nemulțumiri din partea cetățenilor față de guvernul României. Iată că și anul 2024, cât am vrea noi să, să fim de optimiști, a început cam la fel, plin de nemulțumiri și de, de probleme. Cum vedeți, domnule Păun, acest început de an și cum care e perspectiva uh, asupra acestor... Uh, probleme care de care ne lovim cu toții, până la următoși cetățenii. Să ne înțelegem. În ani electorali, întotdeauna am asistat la mișcări de stradă. Nu este o noutate ce vedem acum. Sigur că da, e, acum asistăm la un alt fel de Revendicări și de nemulțumiri. A început anul, așa cum ai precizat, cu o serie de mitinguri, o serie de manifestări din partea fermierilor și a transportatorilor. Zic eu, unul justificat. Dar acum trebuie să stăm să ne gândim un picuț și să încercăm să ne amintim. Cum s-a încheiat anul 2023, știm că guvernul României cu onor a anunțat că începând cu 2024 vor fi mărite o serie de taxe RCA și tot așa mai departe, BTP și Iată multe, că multe acum altele s-au alăturat și medicii de familie care Absolut. au alte probleme și era atât așteptat din punctul meu de vedere, eu nu știu cum Guvernul României nu și-a stabilit o celulă de criză, adică niște comunicatori calificați ca să poată să uh, discute cu uh, cei care protestează. Acum, fie că vorbim despre un protest uh, ordonat uh, din zona ocultă, de către nu știu cine, și uh, popușarii care trag sforile care au niște interese politice sau nu. Poate vorbim despre niște proteste spontane. Ele oricum trebuie gestionate de către guvern. Și chiar României. nemulțumirile cetățenilor, că până la urmă toți cetățenii României sunt nemulțumiți într-o oarecare măsură de creșterea prețurilor de situația economică din acest moment. Iar bani nu sunt. Cred că totul pleacă de la bani, nu? Monica, din punctul meu de vedere, repet, într-o democrație, dreptul la un protest pașnic, îl au cetățenii și punct. Acum, bine ar fi ca aceste proteste să nu încurce și activitatea altor persoane care nu sunt pregăsite în zona, implicate. în zona respectivă, adică ca și persoane implicate faptul că, bine, vrem să blocăm intrarea în București, vrem să blocăm intrarea în orașele mari, vrem să facem. Nu toți care ne desfășurăm activitatea suntem transportatori sau fermieri. Ei pot, bineînțeles, să își desfășoare protestul, dar într-o ordine stabilită de comun acord cu jandarmii într-o ordine stabilită de comun acord cu prefectul capitalei sau prefecții județelor ca atare, fără ca să încurce și alte activități, că atunci blocăm toată țara și n-am făcut nicio poveste. Acum, cât obțin ei din aceste revendicări și negocieri cu guvernul României? Este businessul lor, este treaba lor. Dar, de exemplu, eu dacă vreau să merg la servici și nu pot să ajung la servici, sau vreau să-mi duc copilul la școală, sau vreau să fac sau am alte activități. Eu n-am nicio vină. Dumnezeu să mă ierte. Adică, fă-ți treaba ta, dar până să o încurci pe -a mea, că atunci n-am făcut nicio poveste. Și așa stăm în trafic, vai mama noastră, ore în șir. Să ajungi cu o oră, două, mai târziu la servici, nu bă, e lucru, n -n -n da. este un lucru tot mai plăcut. Așa că bine ar fi dacă toate... Protestele în cursul acestui an s-ar desfășura într-un mod ordonat, disciplinat, fără să încurcăm și activitatea uh, altor uh, eu știu, zone de economice sau industriale sau tot așa mai departe. Dacă nu ne referim strict uh, doar la zona protestelor, ci a nemulțumirii oamenilor față de situația economică, până la urmă, cu toții o resimțim în buzunar, o resimțim în frigider, o resimțim în traiul de zi cu zi. Guvernul mai are trei luni, patru luni, deci luna ianuarie e aproape dusă, februarie, martie, aprilie, mai, iată că mai sunt patru luni. Și cum rezolvă aceste probleme? Problemele cetățenilor, până la urmă, la asta mă refer. O misiune foarte grea, din punctul meu de vedere, al celor două partide, respectiv PSD-PNL. Au cinci luni de zile să convingă electoratul până la alegerile europarlamentare. Diaspora se pare că e deja convinsă, au o opțiune politică, mă rog, cât de cât, în proporție destul de mare. Vorbesc despre ceea ce ne arată sondajele de opinie. Dar pe teritoriul României, guvernul României, condus de PSD și PNL, respectiv de domnul Marcel Ciolacu și, mă rog, Echipa domniei sale trebuie să se concentreze extrem de mult în ceea ce privește nemulțumirile tuturor categoriilor sociale. Opinia mea este că ar trebui să mai lase deoparte interesele multinacionalelor și interesele clienților de partid pentru că sunt multe companii care fiecare trage sforile când la stânga, când la dreapta, ar trebui, dacă vrea să nu dispară din peisajul politic PSD-ul și să nu termine anul ăsta cu vreun 20 și ceva la sută din 30, 30 și, să se gândească cu atenție, adică să gândească precum croitorul măsoară de 5 ori și tai odată. Interesele din punct de vedere politic au fost, sunt și vor fi în continuare. Adică să nu creadă cumva electoratul că dacă vine un nu știu care partid salvator de nu știu ce națiune, salvator de nu știu ce neam, se vor întâmpla lucrurile altfel, altcum altcumva. Nu. Și partidul respectiv sau și alte partide politice au și la rândul lor clienților. Probabil că și nu probabil mai mult ca sigur. Acum ținta numărul unu pe uh, câmpul de luptă politic este PSD-ul și PNL-ul. Unde mereu cu un nor s-a retras, USR-ul uh, face o politică de gherilă, aurul e la foc deschis, trage cu automatul din toate direcțiile. Deci a, asta este politica, este an electoral. Fiecare Trage de unde trage, și face ce face. nu are de pierdut, până Cărăușii, adică cei încasatorii, sunt PSD-ul și PNL-ul. Cum vor înțelege ei să-și protejeze Cocoașa, rămâne de văzut. Opinia mea este că au o misiune imposibilă. Greu de ucis, varianta 5. E greu, dar 5 am spus că e până în luna mai, adică 5 luni, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai. În luna iunie o să vedem... Catastrofa. O să vedem ce se întâmplă, ce spune electoratul. Nu mai sunt bani. Asta e o, o mare problemă, pentru că, B vedeți, pensiile au mai crescut un pic, dar nu suficient cât să mulțumească pe toată Monica, lumea în alte... Din punctul meu de vedere, trebuie să mă exprim așa cum cred eu de cuvință, ca să pot să fiu înțeles sau cum am înțeles eu că se construiește un buget. Este clar că un buget al unei țări este virtual. Ne propunem să încasăm atâția bani. Din punctul meu de vedere, puțini politicieni m-au convins din 1990 și până în prezent că sunt capabili să producă plus valoare când se află la guvernare. Cea mai mare șmecherie a unui politician sau a unui partid politic este, după cum urmează, mai vine, mai inventează niște taxe. Asta are și zice cu toți. că e șmecher el. Mamă, ce șmecher a fost ăsta, frate, că a mai inventat nu știu ce taxe și că uite câți bani a adus el la buget. Eu o vrăjeală proastă. Statul român este falimentar și nu știe să producă bani. Ori, dacă tu știi, e logic că dacă tu ai niște bani pe care îi poți colecta, sigur, nu virtual, sigur, atunci te rezum cu cheltuielile pe care statul le face, doar la baza aia care e sigur că poți să îi încasezi. Dacă cumva statul are un plus de 2, 3, 4, 5 poți să faci la rectificarea pe ultimul, ultimul trimestru, să zici, domne, mai dau niște bani în plus la ce minister? Pe unde am nevoie? La sănătate, am nevoie la educație, am nevoie la dezvoltare, dar tu nu ai cum să-ți faci o proiecție bugetară, de exemplu, pe 1500 de miliarde cheltuieli și tu încasezi 1000 de miliarde. Păi. Adică diferența de unde, diferența ai... de unde ei? e Diferența de unde ei? Păi Vai. te duci și te împrumuți în criza disperării, că trebuie să-ți plătești clientela de partid și trebuie să mai de la 1.400.000-1.500.000 de angajați la stat, mai adăugăm încă vreo 2-300.000. Pe de unde îi plătești? Mă duc, mă împrumut cu niște dobânzi extraordinar de mari. Nu am văzut niciun partid cu sânge în el să spună, bă, frate, uite care e situația. Eu mi-asum următoarea chestiune. Vă convine bine, nu vă convine iarăși bine. Într-o coaliție adevărată. Reduc din 200 și nu știu cât de agenții la jumate Pot, cu orice risc. Poate să mă aresteze DNA-ul, poate să mă aresteze PNA-ul, poate să mă aresteze mama, tata, nu, unchiul, mătușa, poate să orice. Nu mai dau pensii speciale. Punct. Ăsta sunt partid puternic, da. Vin cu chestiunile astea cu greșeli pe care tot noi le-am făcut. Hai, mă, frate, să vedem care vă sânge în voi. Nu prea. Stăm puțin că avem avocați, avem avocați mai puțin, avem procurori, avem judecători, avem uh, milițieni care ies la 45 de ani, ies la pensie. A, a ieșit uh, băiatul ăla, judecătorul ăla, care ultima dată l-am văzut că se bătea cu un pom. Uh, și la 47 de ani a ieșit la pensie. Băi, îi râsul curcilor. Adică toate chestiunile astea se pun în cărca cui? A contribuabilului. Facem gafe peste gafe și după aceea ne întrebăm de ce iese lumea în stradă și ne întrebăm, bă frate, uh, de ce nu mai ne suportă lumea? Din cauza asta. Pentru că vii cu prostii peste prostii. Adică nu vii cu nimic bun decât vrăjeală, minciună, iar vrăjeală, iar minciună, să satură lumea. Da, e o viziune, ceea ce spuneți dumneavoastră, practic de a face economie și de a nu cheltui niște bani Bă, dar nu nejustificat e logic, dacă eu am un salariu de bă, 1000 de euro pe lună, eu pot să-mi permit cheltuieli de 1500? Păi de unde iau 500 de euro aia? Te tot datorezi? Te tot păi tot mă îndatorezi, mă da? datorez, dar tot dator rămân și s-ar putea să mi se deschidă și apetitul de asta mă că mă tolerează, lasă-mă că stau eu tot așa mai departe. Deci e o logică simplă. Bă frate, câți bani ai? Atât am, atât am cheltui. Pentru că un minister să știi că până la urmă tot un ministru gândește. Nu gândește tot ansamblul ăla. Că până la urmă totul vine să se la pușcărie, până la urmă tot ăla a tras la răspundere. N-am văzut să fie directorul, nu știu care, din ministerul, nu știu care, sau nu știu cine, directoare, s-a dus, a luat-o de neu. Nu, no, Sau poate ministru. fi demis, cel mai da, la modă. Pe, pe la demis, la... La demis, la dată de... afară la trimis din director general, director adjunct. Domnule Păun, la finalul anului trecut ați lansat un proiect care a avut, de ce să nu spunem, și un Răsunet așa în lumea politică, da? Proiectul Rom pentru România. Ați organizat cel mai mare congres care a avut loc vreodată, cel puțin în România, dacă nu și în Europa, și ați reușit, eu știu, să vă impuneți și la nivelul clasei politice cu, această, cu acest eveniment. Spuneți-mi, vă rog, credeți că veți reuși prin acest proiect? pe care dumneavoastră l-ați gândit și l-ați lansat la finalul anului trecut, să schimbați mentalități, să schimbați ceva la nivelul Guvernului României, să se poată face ceva pentru minoritatea romă, mai mult decât până acum? Eu îmi doresc. Partida Romilor nu este o... Nu este un partid politic. Noi nu avem do doctrină de stânga sau de dreapta. Noi nu putem fi considerați că suntem, ca să spunem așa, apendicele PSD-ului sau apendicele PNL-ului, sau suntem roata de rezervă a vreunui partid. Și de aici, iată și rezultatele. Nu. Total greșit. Noi suntem o organizație non-guvernamentală care reprezentăm doar minoritatea romilor în Parlamentul Parlament. României și încercăm să facem politici publice pentru minoritatea romă. Și aici am pus punct. Sigur că eu sunt direct interesat să mă focusez pe problemele cu care se confruntă comunitățile de romi. Dar puterea locală și puterea centrală, atât în administrația locală, cât și în Parlamentul României și la Guvernul României, puterea o au partidele politice. De stânga, de dreapta, de centru-stânga, de centru-dreapta, cum ori mai fi ele catalogate. Prin politica de dialog continuu și de promovare a unor concepte politice vizând în mod categoric, politici publice pentru comunitățile de romi. Încercăm să deschidem tot felul de uși și să dialogăm cu partide politice serioase care vor să se aplece și asupra acestor probleme pe care le avem noi, ca și minoritate. comunitate, da. ca și minoritate etnică și totodată minoritate etnică și istorică, ca să-i spunem așa. Bun. Noi nu putem să fim comparați cu alte minorități după teritoriul României. De ce? Pentru că, în primul rând, noi nu avem o elită de lobby, ca să-i spunem așa. Noi nu avem o țară mamă. Bun, se poate spune că am migrat la anul 1000, 1100, undeva din zona Punjab, nord-vestul Indiei. Mă rog, sunt teorii. Este vorba de o mie și ceva de ani de atunci și până acum. Bun, n-are cine să intervină pentru noi. Nu avem ambasador, nu avem politici europene, nu avem politici la nivelul altor, eu știu, continente. Nu ne sprijină nimeni. Noi trebuie noi, pe noi să ne convingem ca să devenim o forță într-un joc democratic care este acceptat de Constituția României și acceptat de către populația României, care e majoritară. Nu putem să sărim nici calul. Adică trebuie să venim cu niște argumente destul de convingătoare și trebuie să convingem partidele politice că este nevoie nu de noi din punct de vedere electoral. Este nevoie de noi. Ca și populație pe teritoriul României care populație încurajată puțin și sprijinită, și din punct de vedere educațional și din punct de vedere economic, să poate să fie, dacă vrei, o ramură de bază a să populației da, da. României uh -huh. la modul general. Adică. Dacă noi izolăm comunitățile, lăsăm în continuare comunitățile de romi izolate. Nu avem niciun câștig. De ce? Pentru că se nasc copii uh, și se nasc alte generații, și dacă nu au parte de un climat uh, uh, firesc și de normalitate ca să se dezvolte, atunci iată și aceste devieri de comportament. Sigur că de 20 și ceva de ani de zile, de aproape 30 de ani de zile, uh, încercăm să convingem clasa politică românească, de la etapă electorală la alta, și obținem de fiecare dată anumite chestiuni sau avantaje, dacă mi este permis, pentru comunitățile de romi. Nu tot timpul se poate întâmpla treaba asta, pentru că dacă partidele politice consideră de cuvință că suntem niște parteneri corecți și loiali, atunci putem să intrăm la un dialog constructiv. Dacă consideră de cuvință că nu suntem capabili, atunci spune, bă, nu avem nevoie de voi, lăsați-ne în pace că noi oricum ne descurcăm, indiferent de situație. Sigur, ambele variante au fost de luat în discuție, pentru că, pe de-o parte, primarii, unde sunt baștani și sunt ei, sunt regii, okay. și au ținut în mână comunitățile de romi. Fie că le-au ținut cu ajutoare, fie că le-au ținut cu uh, uh, lemne de încălzit pe timp de iarnă, fie, mă rog, alte avantaje, primarii nu au avut nevoie de dialog cu noi. Comunitatea respectivă nu are niciun traseu. Ea a rămas în continuare izolată, ea a rămas fără reprezentant, acolo nu se întâmplă nimic, nu există civilizație, nu există apă, nu există canalizare. Nu există electricitate, copiii nu merg la școală, bolile sunt cu grămada și tot așa mai departe. s practic, de aceste comunități. Fol... Păi, Asta e, s-a folosit o perioadă, o perioadă de... mică de ei, cât au avut nevoie la alege, după care a spus, băi, gata, stop, că n-am eu timp de voi, eu am șmecheriile mele, contractele mele, treburile mele care să mi le S-a întâmplat. Și cealaltă variantă în care partide Politice, cum a fost PSD-ul, cum a fost Partidul Democrat, Partidul Național Liberal. udmr am stat la masă în anumite etape electorale, cu anumite interese și am spus, am convenit, domne, nu i vă sprijinim, venim alături de dumneavoastră, dar, uite, va trebui să pregați un program de guvernare, locuri speciale pentru copii la licee, va trebui să băgați, sau să creați în breș asta de sănătate, să aduceți mediatori sanitar, să găsim mediator școlari, să punem inspectori pentru problema romilor, să dezvoltăm comunitatea X, să avem consilieri, să avem o serie de avantaje care astea sunt doar pentru comunitate. Mă rog, am făcut un pas ceva mai mare de data aceasta. S-au întâmplă, da, și astfel de uh, Sigur, de lucruri. Sigur. De data asta am făcut un pas mai mare. Le-am arătat că Partidul Romilor este o forță la nivel național și am organizat acel congres. Le-am arătat că noi vrem o schimbare de atitudine și de, de comportament față de comunități în viitoarea în care chiar are România nevoie de așa ceva. Adică România are nevoie de romi ca să, să participe efectiv la procesul de democrație și să participe efectiv la procesul de modernizare a acestei țări. Adică n-am cum să-i las pe ăștia în urmă, că nu pot să dezvolt o comunitate 80%, 20% să o las atâta deoparte. Atâta timp cât ei sunt integrați și au locuri de muncă și așa cum ați spus și dumneavoastră, copiii merg la școală și uh, se dezvoltă armonios comunitatea respectivă, sunt și beneficii în, uh, în zona despre care vorbim. Absolut, deci eu am nevoie de consilieri locali. Consilieri municipali, consilieri județeni, primari, viceprimari, din punct de vedere politic. Da? Am nevoie de subsecretar de stat la anumite ministere care sunt strâns legate, ministerele, de, sau noi avem problema strâns legată de activitatea Ministerului, la educație, la sănătate, la dezvoltare comunitară, la cultură. Avem nevoie să implementăm niște programe pe termen scurt și termen mediu, să putem să uh, mișcăm lucrurile în acest sens. Am nevoie de doctori, de avocați, de ingineri, de polițiști, de pompieri, de meseriași, de zidari, de faianțari, de ce mai vreți, electricieni. Este nevoie să intrăm cu anumite programe în comunitățile de romi și să abordăm în mod tranșant problema abandonului școlar și să vedem, domnule, ce se întâmplă cu noua generație de tineri. Adică nu avem cum să îi lăsăm așa și după aceea să ne întoarcem peste. 10 ani și să vedem că rata, Au abandonat uh, școala, copiii, rata uh, abandonului. abandonului școlar este la cote alarmante, că se căsătoresc la 10-12 ani, că nu știu câți copii fac, dar nu sunt controlați din punct de vedere medical, că nu mai știu ce se mai întâmplă prin comunitate, că infracționalitatea e mare, că nu știu, nu știu cum. Ok, fraților, dar la asta v-ați gândit? Da. Păi bat la ușa voastră de 20 de ani, de 30 de ani și aveți timp de mine, numai atunci când sunt alegeri. Dar voi ați gândit sănătos. Dom'le, ce se întâmplă cu acest segment de populație? Pentru că noi nu suntem 600.000 cât a ieșit la recensământ. Liniștit suntem aproape de un milion, dacă nu mai mult. Dar, revin, sigur că sunt interesat să stau de vorbă cu partide politice care sunt serioase și pot vedea relația cu comunitățile de romi și din altă perspectivă, nu neapărat din perspectiva electorală. Până acum vi s-a făcut vreo propunere concretă sau uh, urmează, nu știu? Da, propuneri. Sunt intenții, suntem într-un uh, dialog cu Partidul Social-Democrat, suntem într-un dialog cu Partidul Național-Liberal, cu uh, uh, UDMR-ul. Uh, vom vedea. Ce se întâmplă în următoarea perioadă de timp? Probabil că, într-o lună, două de zile, vom ajunge la niște concluzii. Dacă tot spuneați, domnule Păun, că aveți niște acorduri sau niște intenții de a face aceste parteneriate, aveți ceva la nivel național sau doar niște promisiuni locale pentru a face aceste înțelegeri cu partidele de care aminteați? Monica, să fie foarte clar. Interesul meu este să găsesc colaborare și comunicare cu partidele politice, fie PSD, fie PNR, fie UDMR, atât în plan local, cât și în plan general. Ceea ce înseamnă că eu sunt interesat de alegerile locale și alegerile parlamentare. Intenția mea este să merg la guvernare. E logic. Dar atât la guvernarea locală, cât și la guvernarea națională. Adică atât în ceea ce privește Guvernul României, cât și în ceea ce privește Consiliile Județene. Sigur că dacă reușești să cablezi minim 7, 8, 10 comunități dintr-un județ, la nivel de țară, mă duc undeva la vreo 400 de comunități pe controlul pe care îl avem noi, iar la nivel de țară, automat, îmi trebuie corespondent să pot să știu cu cine discut la nivelul guvernului, pentru că trebuie să introduce și acolo un proiectul în planul de guvernare sau în strategia de guvernare post-factum la alegerile de la parla din parlamentare la, de, din anul acesta. Se va forma un guvern, e logic. Luna decembrie vom avea un guvern. Cine îl va face? Cine îl va construi? Nu știu. Opinia mea este că PSD, PNL, UDMR și minorități au prima șansă. Oa, dacă Altele vor fi jocurile, eu nu știu. Intenția mea este, în schimb, să păstrezi relația cu partidele politice serioase și să găsim posibilitatea de a cabla liderii noștri cu liderii lor în plan local și în plan central. Este organizată Partida Romilor suficient de bine astfel încât să uh, cuprindă uh, tot ceea ce v-ați propus pe teritoriul uh, țării? Sau încă mai, încă mai lucrați la organigramă, să zic așa? Păi să-ți spun acum că am toată lista liderilor care vor ocupa poziții în administrația locală sau centrală, ar fi o minciună. N-am de unde să știu. Avem niște date, avem niște informații, dar să vedem ce spune și comunitatea, că vom face un sistem de selecție. Dacă vor fi acceptați, dacă nu vor fi acceptați atât de comunitate cât și de partidele politice, e un întreg proces. Dar una peste alta am în vizor aproximativ 400 de comunități. Ceea ce înseamnă un lucru destul de bun pentru că ați lucrat în aproape 400, chiar 500 de comunități constant în, în țara noastră. Absolut, da. Vă propun să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim la discuția noastră în câteva minute. Am revenit, doamnelor și domnilor, alături de mine în studio este în continuare domnul Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor Pro Europa, organizația reprezentativă a romilor în Parlamentul României. Domnule Păun, o misiune grea aveți anul acesta. Eu v-aș ruga să veniți mai des în studioul nostru, pentru că sunt foarte multe probleme despre minoritatea romă, în primul rând, de, de pus la punct și activitatea Partidei Romilor este una la fel de importantă. Vorbeam puțin mai devreme, înainte de pauza publicitară, despre această perioadă destul de grea, anul 2024, când vor avea loc patru rânduri de alegeri. Se pare că discursul acesta naționalist, urmat de reacții dure și vehemente, așa cum s-a mai întâmplat în ultima perioadă, de atitudine, de limbaj, au făcut din politicianul actual să nu mai fie așa cum era odată. Politicianul, eu știu, rasat, cult, cu o anumită și demnitate. Lută și, mă exact, ați bănuit ce vreau să vă da, întreb? Da, da. Cum, cu alte cuvinte, nu știu, a dispărut acest fel de, de politician. Cum vom avea noi parte în Parlament de asemenea, nu știu, asemenea oameni politici? Cum, cum vedeți lucrul acesta? E o schimbare față de ceea ce dumneavoastră cunoașteți din uh, 16 ani cât timp ați fost parlamentar? E o schimbare destul de mare. Păi mie mi-e să mai fi văzut încă o dată oamenii politici anilor 1996, 2000, 2000, 2004, 2004, 2008. Patru chiar mandate și până, a avut, da. Chiar și până în 2012. Dumne, alt vă stăteau lucrurile atunci. Erau o, o serie de oratori extraordinar de bine pregătiți, cu un comportament extraordinar, ținut, rafinament, oameni care în momentul când și au la tribuna Parlamentului, ți era drag să-i asculți, indiferent că erau din opoziție sau de la putere. Să dedeau niște replici ulterioare la o notă de inteligență extraordinară. Acum, ce se întâmplă în Parlamentul României e circ, să fim serioși. Adică nu se poate așa ce ceva, adică să se strași capete în gură, să te invizi la bătaie. Uh, urât, foarte, foarte, foarte urât. Adică, frate, nu te supăra pe mine. Poporul ăsta român plătește pentru ca tu să ai o anumită ținută și o anumită conduită, să te duci acolo și să vii cu soluții și să încerci să convingi Opoziția să convingă puterea că ceea ce spun ei este bine, sau împreună să găsească o formă de dialog, să promoveze proiecte de lege care să vină în întâmpinarea, eu știu, vieții spre bine, ca să-i spunem așa, cetățeanului. Păi nu stă Parlamentul României și banul public nu-ți dă. Nu-ți dau cetățenii ție, ca demnitar, 10.000 10 de euro pe lună? Deci 120.000 120 de euro pe an. Deci 500.000 de euro într-un mandat ca să înjuri, să scuipi, să te ai la bătaie. Pentru că dacă stai să o gândești altcumva, dacă s-ar face acum un campionat național care mă, care ești mă cel mai tare în gură și care, ești, care femeie e cea mai tare în gură și mahala joică și care bărbat în jură mai bine și mai nu știu ce. Și atenție, locul 1, 2, de la 1 la 10, sunteți plătiți cu 10.000 de euro pe lună și cu 500.000 de euro într-un mandat. 4 ani de zile nu faceți nimic, de decât țipați, urlați, băteți-vă, scuipați, faceți toate nebune, faceți ca toate maimuțele pe acolo și noi vă dăm bani. Păi tu știi câți de ăștia găsești? Voi de capul meu, dacă nu e coadă. Monica, din 1990 și până în 2024, inclusiv anul ăsta în care noi vorbim, noi am avut partid, dar noi am avut cinci deputații. Gheorghe Reducanu, Mădălin Voicu, subsemnatul, Daniel Vasile și Cătălin Manea. Eu am pus patru mandate șef de comisie la drepturile omului. Bă, frate, niciunul dintre ăștia cinci pe care eu i-am uh, enunțat, nu ne-am permis să ne ducem în Parlamentul României cu tot felul de reacții de acest gen, să înjurăm, să ne tragem capete în gură, să o, o cărăm, să blestemăm, să facem. Păi, cred că atât v-ar fi trebuit. Păi, îți dai seama dacă nu am fi făcut. Nu-i ca țigani, nu-i romi. Am dacă să te să duci să, să faci așa ceva în Parlamentul României, te descalifici. Tu îți dai seama ce ar fi spus opinia publică. Vai de capul meu, au ajuns țigani în Parlament. Uh, uh, Parlamentul României nu este circ. Nu este circ. Și aici este cea mai mare greșeală pe care eu o văd, eu o văd. Greșeala, în primul rând, a electoratului, Dumnezeu să mă ierte, dar văd și greșeala pe de-o parte a partidelor politice. N-ai cum să te prezinți cu niște oameni de acest nivel în, în, în Parlamentul României. Este deplorabil. Poți să găsești destule argumente sau poți să găsești destule variante și vorbe ca să fii purtător de creier, să stai de vorbă până îl convingi. Sau până vii cu chestiuni norm, adică convingătoare. Nu se poate, ne costă atâția bani pe noi contribuabili ca să plătim niște oameni, ca oamenii respectiv să-și facă datoria așa cum spune cartea. Dar nu se poate. Intrăm, la campionat mondial de înjurături de mamă și de tată și de familie și așa, în Mahala, unde de suntem? Lupă. Sunt niște procente în sondaje, cel puțin până acum în sondaje, destul de încurajatoare, adică pentru o anumită clasă politică, până la urmă, despre care dumneavoastră spuneți că n-ar -ar fi așa cum trebuie, cel puțin din punct de vedere al moralității și al limbajului suburban. Nu? Eu spun că Parlamentul României și partidele politice, eu asta îți spun, se deteriorează și se degradează prin oamenii pe care îi trimit în Parlamentul României. E punct, ca să ne înțelegem. Mai mult decât atâta, eu mai spun un lucru. Că nu asta este calea pe care trebuie să o încurajăm. Nu. Nu este calea pe care trebuie să o încurajăm. Cu părere de rău. Nu asta este calea. Altceva. Probabil că oamenii sunt la un moment dat de acord cu o asemenea formă de refulare pentru că sunt nemulțumiți de ce fac partidele politice. De acord, dar de exemplu, nu pot să mă prezint la vot și să votez niște mahalagii ca să-i fac în ciudă nu știu cărui partid. Nu, nu votez partidul ăla. Mă, nu mai votez partidul ăla. Căut un alt partid care cu adevărat să mă, să mă regăsesc, să-mi dau seama, bă, ăștia chiar ar putea să facă ceva. La ce nivel s-a ajuns de politică în țara românească acum este deplorabil. Și o spune, atenție, un țigan, nu o spune un român, bă, fraților, vă faceți de toată bafta. Bă, nu mai, nu mai încurajați asemenea lucruri. Pentru că este exact cum încurajez un copil. Dacă îl vezi că face prostitul mângâi, zice, ia uite ce băiat deșteptam. Păi nu e că la învață prostiile, se ce mai departe. Deci face din prostii, face mai mari prostii. L -ai Aici încurajat. este problema. Trebuie să-l iei la încurajat. Trebuie să-l iei puțin de urechi. N-ai voie să faci aia. N-ai voie să faci aia. N-ai voie să faci aia. Pentru că atunci te întreb la un moment dat, când a ajuns la vreo șapte ani, opt ani de zile... nu mai ce... stăpânești. Nu-l mai stăpânești. Adică, opinia mea este că uh, nemulțumiri sunt în toată lumea ca să ne înțelegem. În Europa acum nu poți să mai spui că te duci uh, și uh, într-o țară și merg câinii cu covrigi în coadă și mai e Franța cum era și mai era Spania cum era și mai e Germania cum era. Sunt Germania și-au primit motoarele. E nenorocire mare ce prin Germania pe acolo ca să ne înțelegem. Uh, uh, nu, nu o duce lumea chiar atât de bine încât să spunem noi am rămas ultimii. Mă rog, este la un moment dat, este o perioadă destul de grea pentru omenire. Dar tot omul ca atare trebuie să-și revină și să se gândească, Stai domnule, dar care este calea noastră? Pe asta este calea noastră, pentru că dacă noi nu găsim echilibru în ceea ce privește democrația și noi nu știm să păstrăm ceea ce am câștigat la 1000, uh, uh, 1989 și ne batem joc, efectiv ne batem joc de democrație, păi atunci apare dictatura din Temirce. Ce, voi aveți senzația că Hitler a venit la putere decât tot prin sistem democratic? O tot prin democrația a venit, dar tot prin alegeri a venit. Așa că trebuie să fim un picuț mai atenți și la limbajul ăsta uh, naționalist, să fim un picuț mai atenți și la calitatea oamenilor, să fim un picuț mai atenți uh, și la promisiuni. Și sistemul ăsta politic din Statele Unite este unul care ai putea să-l iei ca și exemplu fie democrații, fie republicanii, te-a lăsat o perioadă de timp la guvernare. N-ai fost capabil. Data viitoare vin ceilalți și tot așa mai departe. Dar, din punctul meu de vedere, repet, nu așa ceva trebuie sau nu acest sistem politic și democratic aflat în faza asta, vorbesc acum, trebuie să lăsăm moștenire copiilor noștri. Tineretul nostru, fie că e vorba de tineretul de la socialdemocrați, fie că e vorba de tineretul de la liberali, fie că e vorba de tineretul de la maghiari, fie că e vorba de, mă rog alți tineri incorporați în diverse partide politice nu trebuie să ia exemplu ăsta că așa trebuie să te comporți ca să ajungi cineva nu, nu este, eu nu, nu, nu sunt de acord bă, jura, bă, cine or să vrea ei să mă înjure, este treaba lor eu spun doar atât am fost în Parlamentul României o perioadă timp nu puțină, 16 ani. Am lucrat și cu PRM-ul, am lucrat și cu DMR-ul, și cu PSD-ul. Ați PSD prins altă și, clasă politică, așa domne, cum ziceam. Aveam mai ceva rând. de discutat, ne contraziceam frumos, elegant, în idei, în, în, în replici frumoase, elegante, s-ajungea la un consens și asta era. Votul, până la urmă, trebuia să fie respectat de toată lumea. Dar... E un punct de vedere pe care îl susțineți și sigur vom mai vorbi și despre aceste lucruri. Mai avem foarte puțin timp până încheiem ediția de astăzi. Dacă o să fiți de acord, am 3-4 întrebări fulger, nu ne ia mult timp. Prima întrebare ar fi dacă reintrați în politică. Categoric da, o să reintru în politică. O să vedem pe ce funcție, nu știu, încă nu m-am hotărât. Uh, Congresul, de fapt, adunarea generală din anul acesta va stabili o listă care uh, o să o afișăm în ceea ce privește uh, alegerile parlamentare. Uh, am varianta de candidat, să candidez uh, într-o alianță politică la sectorul 5. Există varianta să merg înapoi în Parlamentul României. Există varianta să merg la guvernare, sunt mai multe variante, dar mă voi hotărâ, voi vedea. A doua întrebare, dacă. Care este cea mai mare problemă a romilor care vă frământă în acest moment? Cea mai mare problemă a romilor în România, și dacă nu mă înșel și în Europa, este următoarea: și anume că nu reușim să trasăm un uh, viitor clar. Acestei minorități, adică minoritatea romă. Dar nu reușim să trasem un viitor clar și sigur nici celorlalte minorități, pentru că noi nu avem legea privind statutul minorităților naționale. Această lege privind statutul minorităților naționale a fost la mine la comisie încă din anul 2003-2004 și am plecat din mandat în 2016 și a rămas tot acolo. Deci, încă România nu este pregătită, din punct de vedere legislativ, să acorde un statut clar minorităților uh, din România, minorităților naționale istorice. Și dacă mă întrebați pe mine de ce, nu știu, dar uh, repet, dacă nu vom ține cont uh, de anumite idei principale care guvernează la un moment dat, Uh, 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 democrația europeană, atunci nu vom face altceva decât să pierdem tot ce am câștigat în atâția ani de zile. Ultima întrebare, pentru că nu mai avem foarte mult timp, este cum este Nicolae Păun bunic? Cu doi uh, nepoței. <laughs> foarte preocupat. Foarte preocupat. Acum, dacă mai am și o nepoțică, bine, ea este foarte micuță, dar cu Iosif am, am probleme și brâd câteodată și mă rog, mai încerc să fiu calm mă calmează, deși nu sunt un tip vulcanic dar mă calmează mă, mă trezesc cu el dimineața mă culc cu el seara e permanent mai cu mine la, la birou. servici permanent cu mine peste tot acum mi-am scăpat un pic de el ca să pot să fac interviu. el îmi spune prietenul lui, eu sunt prietenul lui ca să înțelegi, înțeleg și câteodată îmi spune că sunt fratele lui Uh, ba, îmi spune prietenul meu, ba, îmi spune fratele meu, până la urmă, când se mai supără el așa pe mine, când vrea ceva, îmi spune, aia, mă e Deci, de deci când câți, mă da. ia când pe stânga, când pe dreapta. Știi cum este? Uh, dacă n-am avut timp să stau cu copiii mei, că au crescut și eu, am avut treabă, uite că acum a dă Dumnezeu uh, nepoți, de care că ăsta chiar nu scap, că e scai. E da, să Ay. mai crească și uh, nepoții, ca și o să vedem atunci cum o să fie. Cum mă Cum, descurc ca o i vedea. Oricum să vă trăiască, să fiți sănătos Mulțumesc. și uh, în continuare vă lansez aceeași invitație pe care am lansat-o și undeva la începutul emisiunii. Vă aștept poate măcar o dată pe lună, dacă vă faceți timp, să mai dezbatem uh, aceste subiecte uh, ale minorității rome care sunt foarte importante pentru noi. Da, Monica, vin cu drag și să înțeleagă telespectatorii care ne urmăresc că eu nu sunt roata de rezervă nici a PSD-ului, nici a PNL-ului, nu sunt roata de rezervă nici a UDM-ului, a nimănui. Eu am început o politică la începutul anilor 1990 pe care o duc în continuare. Nu m-am înrolat niciodată într-un partid politic, nu am fost membru de partid vreodată la niciun partid, eu am fost la Partidul Romilor și aici rămân. Este corect că la un moment dat poate să fiu un picuț spătimaș, dar. Bă, știi cum este. Și care ține, ține linia lui. Eu merg în continuare pe linia mea. Și faceți foarte bine. Vă mulțumesc tare Ce mult pentru azi. prezență. Doamnelor, domnilor, aici se încheie ediția acestei săptămâni a emisiunii Romi pentru România. Până data viitoare, vă invit să urmăriți noutățile din viața romilor pe pagina noastră de Facebook, acolo unde așteptăm de asemenea părerile și întrebările dumneavoastră. Noi ne revedem duminică de la ora 10, tot aici, la postul B1. Toate cele bune!